De ce să nu ne aprovizionăm de pe acum cumpărând produse care rezistă în timp și la prețuri mai mici decât se vor vinde la sfârșitul lunii? Nu mai punem la socoteală faptul că acum magazinele nu sunt foarte aglomerate, așa cum vor fi în preajma sărbătorilor. Așadar, reporterii UNU TV au dat o raită prin magazine și au întocmit o listă cu produsele alimentare neperisabile cu care ar trebui să ne aprovizionăm de pe acum. În cazul produselor din carne cu os, prețurile scad cu 4-5 lei pe kilogram. Toate aceste produse pot fi păstrate în congelator, rămânând proaspete până de sărbători. Măcelarii recomandă porționarea cărnii în cantități mici pe care să le folosiți o singură dată, evitându-se astfel decongelarea și recongelarea. O parte din legumele din piețe pot fi și ele achiziționate de pe acum și păstrate în locuri uscate, întunecate și răcoroase, cum ar fi cartofii, morcovii, ceapa sau usturoiul. Astfel, în preajma Crăciunului nu ne vor mai rămâne de cumpărat decât alimente care trebuie consumate imediat, cum ar fi ouă, brânză, lapte, unt, smântână, legume proaspete și fructe. Făcându-ne de pe acum provizii, vom putea avea o masă îndestulată fără a cheltui foarte mulți bani.